Ialomița, procentul de promovabilitate la bacalaureat a fost mai mic față de anul trecut, cu aproape 4%. Doar puțin peste 64% dintre absolvenții de liceu care au susținut examenul au obținut medii de trecere. Dacă au fost licee unde aproape toți elevii au promovat, sunt și situații unde doar un singur absolvent a obținut peste media 6. Ce faci? Bine? L-ați îndărăt 1 din 32. Deci 32 de elevi au luat unul bău acum. Da. Dintr-o clasă, cum ar fi. Exact, dintr-o clasă, da. Sau 2 din 20. Față de anul trecut, când am avut 68,79% procent de promovabilitate, a scăzut puțin, dar față de ultimii ani, când niciodată nu ne-am ridicat peste 60%, este un procent bun. Primul în top, așa cum ne-am obișnuit de ani de zile, Colegii Naționali Mihai Viteazu Slobozia, cu procent de promovabilitate de 97,49%, urmat de Colegiul Național Grigore Moisilul Zice, 90,23%, pe locul 3 Ionel Perlea, Liceul de Altă Ionel Perlea, cu 86,72%, și tot cu procent peste 80% și Liceul Pedagogic Matei Basara, cu 80,29%. Cei mai fericiți au fost absolvenții care au trecut probele după ce au susținut testarea de mai multe ori. Marius Ion a absolvit Liceul Tehnologic Alexandru Iancuza din Slobozia în urmă cu 3 ani. Din cele 3 probe ale examenului maturității, a reușit să promoveze atunci doar una, informatica, și aceea cu nota 5. Apoi s-a angajat. După 3 ani de muncă pe tractor, anul acesta și-a încercat din nou norocul și a reușit, așa că acum se gândește la facultate. M-am dat la română și la mate și am luat 6,55 la română și 8,30 la mate. Și de ce zici după 3 ani abia ai luat bacul? Pentru că am fost la muncă și m-am săturat de muncă, că e greu. Pentru un copil e greu să muncească, e mai ușor să stea acasă și să înveți. Acum mă duc la facultate, că tot am luat bacul, mă duc la agronomie. Nu vrei să mai auzi tractorul? Nu, mai să ducă cu tractorul, e pe câmp, căldură, alea, praf, mizerie, da, e bine. Tot cam așa o să fie. Da, o să fiu mai mult cu mașina. Mașina, frumos, la cravată, te dai mașină, te uiți la plantă, e bună, nu e bună, are iarbă, nu are iarbă și te urci înapoi și pleci. Mulți absolvenți au depus contestații, mai ales la limba română, și speră la o mărire de notă. Eu știu că am învățat, am scris și am luat notă foarte mică. Eu așa cred. Cât ai luat? 7. Mă așteptam peste 8,50. Și restul clasei la fel. Ce crezi că s-a întâmplat? Nu știu, eu cred că s-au grăbit să corecteze lucrările cât mai repede și erau și dânsi obosiți. Să vedem la sfârșit și rezultatele. Și acum ce urmează? Să mergem la mare. Da. La mare sau în Ialomița au susținut bacalaureatul 1542 de elevi. 115 dintre ei au fost respinși cu medii cuprinse între 5 și 6, în timp ce 175 au obținut medii între 9 și 10. Niciun candidat nu a luat însă nota maximă la toate cele 3 probe ale examenului maturității.